Érase una vez un emperador y una emperatriz que tenían tres hijos. A fost odată un împărat și o împărăteasă care aveau trei copii. Junto a sus palacios había un enorme jardín con un manzano de oro, aunque todas las manzanas que crecían en él desaparecían sin que el emperador pudiese disfrutarlas. Pe lângă palatele lor era o grădină foarte frumoasă, în care era un pom de aur, în care merele se coceau și dispăreau în aceeași zi, fără ca împăratul să se poată bucura de ele. Por esta razón, anunció al reino entero que quien atrapara al ladrón de manzanas se convertiría en el próximo emperador. Los primeros en intentarlo fueron sus tres hijos, pero ni el mayor ni el mediano tuvieron éxito. Și atunci împăratul a dat sfoara în țară că cine va prinde hoțul se va urca pe scaunul împărăției. Primii au fost cei trei fii ai împăratului, dar nici fiul cel mare și nici cel mijlociu n-au reușit. En cambio, el menor, el príncipe azul, después de ver el fracaso de sus hermanos, se le ocurrió vigilar el árbol y las manzanas no desaparecieron. În schimb, cel mic, după ce și-a ascultat frații ce pățiră, s-a dus să păzească pomul și a izbutit. El emperador, quien al final vio las frutas en el árbol, no pudo contener su alegría e indicó a todos que su hijo menor lo había logrado. Împăratul, văzând merele, n-a mai putut de bucurie și a strigat prin toată cetatea că fiul său cel mic a reușit. Pero el príncipe azul quería encontrar al ladrón de manzanas, así que se puso manos a la obra. Su primera parada fue en un lugar aislado y junto con su fiel compañero decidió dirigirse hacia el este. Dar făt frumos voia să găsească hoțul, așa că s-a pornit la drum. Primul popas l-a făcut într-o pustietate și împreună cu robul său cel credincios au decis să o apuce spre răsărit. De esta forma llegaron a un bosque denso y frondoso, donde se encontraron con un lobo astuto, enorme y terrible. Și așa ajunseră într-o pădure deasă și stufoasă și se întâlniră cu un lup groaznic de mare. El príncipe azul decidió dispararle con su arco, pero el lobo le rogó que no lo hiciera, prometiéndole que algún día lo ayudaría, y le dio una pequeña manzana dorada, diciéndole que si alguna vez necesitaba ayuda, solo tenía que mirar la manzana, pensar en él y aparecería inmediatamente. Făt frumos a decis să-l săgeteze, dar lupul îl rugă să nu o facă pentru că o să-l ajute vreodată. Și a dat un merișor frumos, spunându-i că dacă va avea nevoie de el vreodată, să se uite la acest merișor, să se gândească la el și îndată va apărea. El príncipe azul cogió la manzana, la guardó en su pecho y después de despedirse del lobo, continuó su camino junto a su fiel compañero. Făt frumos luă merișorul și-l puse în sân și, luându-și rămas bun de la lup, porniră la drum împreună cu credinciosul său. Al llegar a una ciudad, la exploraron y descubrieron que el emperador de ese lugar tenía al pájaro que robaba las manzanas en una jaula de oro en su jardín, como el lobo les había contado. Ajunseră la cetate, o cercetară, și aflară că împăratul acelui loc ține pasărea care fura merele într-o colivie de aur în grădina sa, de care îi povestise lupul. Al anochecer, el príncipe fue al jardín, tocó la jaula, pero el pájaro comenzó a chillar y de repente una multitud de pájaros lo rodeó, también haciendo ruidos y alertando de su presencia. Cum se făcu seară, făt frumos intră în grădină, puse mâna pe colivie, dar pasărea a început să țipe și dintr-o dată o mulțime de păsări îl înconjurară, fiecare țipând prelimba ei. Todos los sirvientes se despertaron y llevaron al príncipe ante el emperador, quien le dijo que para escapar de la pena de muerte y obtener al pájaro, debería traerle la yegua de su vecino. Se deșteptară toți slujitorii împărătești, iar făt frumos fusese dus la împărat, și ca să scape de pedeapsa cu moartea și să primească pasărea, trebuia să-i aducă împăratului iapa cea sălbatică de la împăratul vecin. Pero una vez más, el príncipe azul fue atrapado mientras intentaba sacar a la yegua del establo y fue llevado de nuevo ante el emperador, quien le dijo que para escapar de la muerte esta vez y limpiar su nombre, debería traerle a la princesa Ada. Dar și de data asta, făt frumos fusese prins când încerca să scoată iapa din grajd, dus la împărat și ca să scape de moarte și cu numele nepătat, trebuia să-i o aducă împăratului pe zâna crăiasă. Retomó de nuevo la travesía y se acordó que portaba la manzana dorada,
La sacó de su pecho, la miró y pensó en el lobo, quien apareció en un abrir y cerrar de ojos. Porniră din nou la drum și își aduse aminte de Merișor. Îl scoase din sân, se uită la el și se gândi la lup, care apăruse cât te-ai șterge la ochi. El príncipe le contó lo que le había pasado y el lobo le aseguró que la situación estaba casi resuelta. Făt frumos îi povesti ce i s-a întâmplat, iar lupul l-a asigurat că treaba era ca și rezolvată. Después viajaron hasta llegar a un bosque desde donde se veían los resplandecientes palacios de la princesa Ada. Și astfel s-au dus până ce au ajuns într-o pădure de unde se vedeau palatele cele strălucite ale zânei. El príncipe azul y su fiel compañero se quedaron esperando, mientras que el lobo se dirigió hacia los palacios de la reina. Făt frumos, împreună cu credinciosul său, au rămas să aștepte, iar lupul cel năzdrăvan s-a îndreptat spre palatele cele frumoase ale zânei. Al entrar en el jardín, el lobo vio que ningún árbol estaba verde, solo un arbusto de rosas aún tenía hojas y capullos, y se escondió tras él. Intrând în grădină, a văzut că niciun pom nu mai era verde, doar un stuf de trandafir mai era înfrunzit și plin de boboci, în care lupul a decis să se ascundă. Mientras vigilaba, vio a la princesa Ada salir del palacio para pasear por el jardín, acompañada de 24 doncellas. Stând acolo de pază, iată că vede cum iese zâna crăiasă din palate, însoțită de 24 de roabe, ca să se plimbe prin grădină. Cuando el lobo la vio, por un momento casi olvida por qué estaba ahí, deslumbrado por su belleza. Tenía el pelo dorado, los ojos grandes y negros como moras y una piel tan blanca como la nieve. Când o văzu lupul, era să uite cu totul pentru ce venise, căci era așa de frumoasă încât nu s-a mai văzut și nu se va mai vedea pe fața pământului. Avea un păr de aur, ochi mari și negri ca murele și o piele mai albă ca spuma laptelui. Después de pasear por el jardín, se acercó al arbusto de rosas para cortar algunas flores y el lobo, escondido ahí, se lanzó sobre ella, la tomó en brazos y corrió hasta el príncipe para entregársela desmayada. După ce făcuse o plimbare prin grădină, veni și la stuful de trandafir să rupă câteva flori, iar lupul fiind ascuns acolo, se repezi, o luă în brațe și alergă într-un suflet până la făt frumos și deteleșinată în brațe. Cuando el príncipe la vio, no quería alejarse de ella, y la princesa Ada, al despertar, le sucedió lo mismo. Când o văzu făt frumos, nu-i mai venea a o da altuia, iar zâna crăiasă, după ce își revenise, avuse aceleași sentimente. El lobo, viendo el amor que había surgido entre ellos dos, decidió ayudarlos y se convirtió en la princesa Ada. Lupul, văzând dragostea ce se aprinsese între ei, decise să-i ajute. Se dete de trei ori peste cap și se făcu un tocmai ca zâna crăiasă. Se pusieron de acuerdo para que el fiel compañero se quedara con la verdadera princesa Ada bajo un árbol grande en el bosque hasta que el príncipe azul regresara con la yegua. Se vorbiră ei ca credinciosului făt frumos să stea cu zâna crăiasă la tulpina unui copac mare din pădure, până se va întoarce făt frumos cu iapa sălbatică. Al llegar al emperador, aquel de la yegua, el príncipe azul entregó a la princesa Ada falsa y el emperador le recompensó dándole el animal. Ajungând la împăratul care avea iapa, făt frumos îi dete pe prefăcuta zână crăiasă, iar împăratul l-a răsplătit dându-i în dar iapa. En cuanto el príncipe tomó la yegua, salió corriendo y junto con la princesa Ada cruzaron las fronteras de ese reino. Făt frumos, cum puse mâna pe aceasta, o luă la sănătoasă împreună cu zâna crăiasă, trecând hotarele acelei împărății. El emperador de la yegua reunió de inmediato a sus consejeros y se dirigió a la iglesia para casarse con la princesa Ada. Împăratul adună numai decât pe sfetnicii săi și se duse la biserică să se cunune cu zâna crăiasă. Pero al llegar a la puerta de la iglesia, la princesa Ada falsa se convirtió en el lobo, mostrando sus dientes a los cortesanos del emperador. Estos, al verlo, se congelaron de miedo y el lobo corrió hasta alcanzar al príncipe azul y a los suyos. Dar cum ajunse la ușa bisericii, prefăcuta zână se dete de trei ori peste cap și se făcu iarăși lup și clănțănind din colți, își arătă dinții rânjind către curtenii împăratului.
Aceștia acum îl văzură înghețară de frică, iar lupul o luă la fugă până ce-i ajunse din urmă pe Făt Frumos și pe ai săi. En la corte del emperador con el pájaro hicieron lo mismo que con el emperador vecino. El príncipe recibió el pájaro junto con la jaula y se fue. La curtea împăratului cu pasărea făcură ca și la împăratul vecin. Făt Frumos își primise pasărea cu tot cu colivie. Își luă ziua bună și plecă. Al llegar al bosque donde había dejado la princesa Ada, la yegua y a su fiel compañero, los recogió y se dirigieron todos al reino de su padre. Ajungând în pădure unde îi lăsase pe zâna crăiasă, iapa și credinciosul, îi luară pe toți și porniră împreună spre împărăția tatălui său. El emperador ordenó que saliera todo su ejército y los nobles de su reino al campo para que le vieran montando sobre la famosa yegua. Între timp, împăratul vecin porunci să iasă toată oastea lui și mai mari împărății sale la câmp, unde voia să li se arate călarea pe iapa cea atât de vestită. Pero, ¿qué ocurrió? Cuando estaba en marcha, la yegua se detuvo, lo tiró al suelo, para después convertirse en el lobo y salir corriendo. Dar, ce să vezi, când fuse la o depărtare bună, iapa stătu, îl trânti pe împărat, se dete de trei ori peste cap, se făcu lup și o rupse la fugă. Al despedirse, el lobo le dijo al príncipe azul que esta vez se le habían cumplido todos sus deseos, pero que tuviera cuidado y no deseara cosas que estaban fuera de su alcance porque no le iría bien. La despărțire, lupul îi zise lui Făt Frumos că de data aceasta i s-au împlinit toate poftele, dar să fie atent și să nu mai poftească la lucruri care sunt peste puterea sa, că n-o să-i fie bine. El príncipe azul llegó al reino de su padre y todos sintieron una gran alegría cuando lo vieron con su esposa. Făt Frumos ajunse la împărăția tatălui său și mare a fost bucuria tuturor când îl văzură cu o soțioară cum nu se mai găsea pe fața pământului și cu o doare cum nu s-au mai pomenit. Para la yegua construyeron una majestuosa caballeriza y la jaula con el pájaro la colocaron en el mirador del jardín. Pentru iapă făcură un grajd măiestrit, iar colivia cu pasărea o puse în foișorul dinspre grădina. Finalmente, su padre organizó los preparativos de la boda y después de unos días, el príncipe azul se casó con la princesa Ada. Celebraron un gran banquete para todos que duró tres días y tres noches seguidas. Apoi tata său puse de se făcură pregătirile de nuntă și după câteva zile se cunună Făt Frumos cu zâna crăiasă. Întinse masă mare pentru bun și pentru rău și ținură veseliile trei zile și trei nopți încheiate. Después vivieron felices, ya que el príncipe no tenía nada más que desear. Y puede que aún sigan viviendo. ¿Quién sabe? După care trăiră în fericire, fiindcă Făt Frumos nu mai avea ce pofti. Și-or fi trăit și astăzi, cine știe.